spuneau, nu, toate calitățile și cusururile tatălui meu le-am moștenit. Dar mă rog, asta e alt capitol. Iar mama avea și ea vocație artistică? Nu, mama scria versuri ocazionale, cânta cu o voce exactă de soprană, acompaniată de tatăl meu la pian. Era o atmosferă artistică în casă, ceea ce evident mi-a cășunat în bine, ca să zic așa, da. Da. În toate poveștile de dragoste ai avut fericire profundă sau există și iubiri în care totul de la un capăt la altul de fapt e numai tristețe și până la urmă iubirea se destramă? Nu, nu de la un capăt la altul. Există un miez de fericire întotdeauna? Nu, cred că la început, oricare iubire, fie că se termină rău sau bine, începe cu speranță. Fiecare nouă iubire e o posibilitate, o perspectivă. Adică dacă de data asta chiar are loc marea iubire, asta e speranța perpetuă și uneori se împlinește și alteori dă greș. Sigur că mai des dă greș, pentru că anierea a două personalități este întotdeauna un fel de luptă sfârșitoare, poate fi. E foarte greu să ne adaptăm. Eu cu Maurice ne-am adaptat mai repede, deși el, american, născut în alte condiții, cu totul alt background, cu totul altă evoluție decât a mea. Dar chiar, how come we got along so well? Coming from two totally different backgrounds. We still had We still had a great deal in common. Sigur că mai avem conflicte, contradicții, bineînțeles, dar în mare, în primul rând, suntem de acord și pe plan etic și pe plan estetic. Și cred că asta contează foarte mult, mai ales la vârsta noastră, la care nu se mai pune problema dacă porii